Primăria Comunei Ghiroda anunță o nouă operațiune de dezinsecție pe raza localității. Miercuri 7 august se va desfășura a patra operațiune de dezinsecție la sol și a treia operațiune aeriană din această vară. Helicopterul va efectua dezinsecția seara sau dimineața în funcție de temperatură, începând cu ora 5.30, respectiv 18.30. Mașinile de dezinsecție vor pleca pe teren începând cu ora 21. Apicultorii înregistrați pe raza comunei sunt rugați să ia măsurile care care se impun în vederea protejării albinelor. În cazul în care condițiile meteo sunt nefavorabile, perioada de efectuare a acțiunii va fi prelungită. Deși se pulverizează atât aerian cât și la sol pe fiecare stradă, condițiile meteo instabile favorizează în mare măsură apariția mai multor generații de țânțari. Pentru o eficiență sporită este indicat să efectuați dezinsecția în curtea proprie, concomitent cu acțiunea de pe domeniul public, cu aceleași substanțe cu care se pulverizează sau altele similare. Toate produsele utilizate sunt autorizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide, transmit reprezentanții primăriei Comunei Ghiroda.